Cel rău atacă oamenii lui Dumnezeu, însă Dumnezeu ne apără și ne păzește. Loviți, accidentați, în pagubă, dar păzit. Mâna puternică a Domnului. Întorcându-ne dintr-o călătorie în Germania, unde am avut parte de biruință spirituală, ungeri, rugăciuni pentru bolnavi, eliberări, festivitate de absolvire a seminariului biblic, consiliere, am avut un accident teribil de mașină. Dumnezeu ne-a dăruit viață. Am ieșit fără nicio zgrietură. Mulțumim celor care au fost alături de noi. Mulțumim familiei Murariu, mulțumim fratelui păstor Corneliu Stanciu pentru sprijin. Dumnezeu să răsplătească tuturor celor care ne-au încurajat. Vă rog să continuați și mijlociți pentru mine și fratele Titus Coroban. Cu dragoste, Ciprian Bursan. Distribuie și abonează-te pe canalul Hrana Ta.